Unirea Bucovinei cu România a avut loc la 28 noiembrie 1918, 18 noiembrie pe stil vechi. Ruptă din trupul Moldovei la 1774 de Imperiul Habsburgic, aflată la intersecția zonelor de interese austriece, ucrainiene și rusești, Bucovina a fost o regiune extrem de disputată, soarta ei către finele Primului Război Mondial fiind extrem de nesigură. Din anul 1867 a făcut parte din statul dualist austro-ungar, chiar dacă a fost supusă de către austrieci unui aspru proces de deznaționalizare și de germanizare, Bucovina nu și-a pierdut caracterul românesc. În toamna anului 1918, Austro-Ungaria își trăia ultimile clipe. Mișcarea de eliberare a bucovinenilor s-a intensificat, iar la data de 27 octombrie 1918 a fost convocată o adunare a reprezentanților populației românești din provincie. Atunci s-a hotărât unirea Bucovinei cu celelalte teritorii românești care făceau parte din Austro-Ungaria într-un stat național independent. Intrarea trupelor ucrainiene în Bucovina pe care voiau să o ocupe l-a determinat pe marele fruntaș bucovinean Iancu Flondor să ceară intervenția armatei române. Unirea Bucovinei cu România trebuie analizată într-un context mai larg, ca rod al activității foștilor deputați în Parlamentul din Viena, în dieta provinciei, primarii aleși legal, foștii refugiați bucovineni în vechiul regat, voluntarii bucovineni în armata română, foștii prizonieri în Rusia și în alte țări. Toți și-au câștigat merite, dar firește inegale. În sfârșit, nu sunt de neglijat nici acțiunile individuale, aproape anonime ale diferiților cetățeni, fiecare având, citez, părticica sa de merit, fie cât de mică, când s-au înscris în paginele cele mai luminoase din istoria neamului nostru, așa cum aprecia părintele Gheorghe Șandru în anul 1938, de asemenea artizan al Unirii Bucovinei cu România, în amintirile zilei din timpul Unirii. În aceste condiții, la data de 28 noiembrie 1918 la Cernăuți, a fost convocat un congres general al Bucovinei la care au participat reprezentanți ai românilor și ai tuturor etniilor din această provincie. Aceasta a proclamat ca umanitatea voturilor exprimate unirea necondiționată a Bucovinei cu România.